anii a 16 zile de activism în cadrul orașului Căușeni. Este o onoare pentru noi să ne aflăm astăzi aici și să localizăm, de fapt, intervențiile și lansarea acestei campanii. Aș vrea să încep cu o scurtă statistică. 45.000 de femei și fete au fost omorâte în anul 2021 de un membru de familie sau partener la nivel global. Aceasta înseamnă că, în mediu, 5 femei sau fete sunt ucise de un membru de familie în fiecare oră. Aceste date statistice relevă doar o parte din gravitatea fenomenului. De asemenea, este cert că acasă nu este un loc sigur pentru multe fete și femei, inclusiv din Republica Moldova. În scopul sensibilizării despre acest fenomen, în fiecare an, comunitatea internațională, dar și națională, marchează pe 25 noiembrie Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și pe 10 decembrie conclude cu Ziua Drepturilor Omului, indicând faptul că violența împotriva femeilor este cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mondial. Întrucât lansăm această campanie la Căușeni, vreau să aduc sincere mulțumiri administrației publice locale, primăriei raionului Căușeni, prestatorilor de servicii care sunt prezenți astăzi aici, reprezentanților societății civile, dar și reprezentanților ambasadelor și a comunității internaționale care au făcut un drum lung de la Chișinău până încoace ca să lansăm împreună campania 16 zile. Ceea ce facem astăzi prin lansarea campaniei, abordăm inclusiv subiectul cum noi, toți împreună, coordonat, putem schimba aceste realități. Vreau să menționez rolul Parlamentului în eliminarea și prevenirea violenței împotriva fetelor și femeilor. În calitate de legiuitori, dar și de creatori ai legilor, rolul lor este unul critic și aici vreau să menționez, de fapt, faptul că, întrucât am avut un suport foarte mare, toată societatea, toată comunitatea, din partea Parlamentului, prin ratificarea Convenției de la Istanbul, prin adoptarea legilor care oferă o mai bună protecție și prevenție pentru acele victime a violenței. Vreau să mulțumim în acest sens legiuitorilor care vin și susțin aceste pledoarii constant și sunt alături de femeile victime a violenței. Următorul salut de cuvânt îl ofer cu mândrie, dar și cu un profund respect. Având rolul de coordonare în domeniul eliminării violenței împotriva fetelor și femeilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost întotdeauna alături de comunitatea internațională, comunitatea națională, de societatea civilă, în contextul în care a promovat și a dezvoltat politici care vin să prevină fenomenul violenței pe de o parte, dar și pe de altă parte să asigure mai bună protecție pentru femeile victime și supraviețuitoare. În acest sens, aș vrea să o invit pe doamna Felicia Berthold, secretară de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu un cuvânt de salut, dar și cu încurajare și mulțumim pentru că a găsit timp să fie alături de noi astăzi. Mă bucur să mă aflu aici, la Căușeni, și să lansăm campania anume aici, în orașul unde există servicii specializate pentru femeile și fetele afectate de violență. Echipa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pe care am onoarea să o reprezint astăzi aici, împreună cu colegele mele, se solidarizează cu toate fetele și femeile în lupta împotriva fenomenului de violență. Violența față de fete și femei nu poate fi tolerată. Iar noi suntem responsabili ca acest fenomen să dispară din casele noastre și din societatea noastră. Fiecare a treia femeie de pe glob a fost supusă unui act de violență. Așa cum a menționat și doamna Negina, în jur de 45 de femei de Republica Moldova și-au pierdut viața ca rezultat al violenței în bază de gen în anul 2021. Aceste cifre sunt alarmante, iar sub fiecare cifră se ascunde o viață de femeie
mamă, soră, bunică, nepoată, prietenă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, având rolul de coordonator național pe acest domeniu, considerăm important ca toți actorii din domeniu să-și unească eforturile pentru a sensibiliza și a aduce la cunoștință consecințele nefaste ale acestui fenomen, să susținem și să încurajăm femeile victime să raporteze cazurile de violență la serviciile specializate și să înceapă o viață de demnitate și o viață liniștită. Este de responsabilitatea noastră comună să acționăm, să prevenim, să combatem acest fenomen. Înainte de a veni în coace, vreau să vă zic, am reflectat mult asupra sloganului acestei campanii, și anume, uniți în activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor. Și, de fapt, elementul cheie în acest slogan este cuvântul să fim uniți. Cum noi, instituțiile statului, având un rol esențial în eliminarea și prevenirea violenței și protecția femeii, putem lucra eficient pentru a combate acest fenomen. În acest context, vreau să menționez că împreună cu partenerii și partenerele din societatea civilă, Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanții administrațiilor publice locale, am dezvoltat și am aprobat anul acesta mecanismul intersectorial de răspuns la cazurile de violență împotriva fetelor și femeilor, care urmează să fie implementat și eu foarte mult sper că deci, Qatar ar trebui deja să fie implementat, dar eu chiar vă solicit foarte mult să, ca acest mecanism să fie implementat aici la Căușeni și în alte regiuni de cine domnă. Și, de asemenea, adoptarea acestui mecanism mi-ar plăcea să nu fie doar un mecanism pe hârtie și, într-adevăr, să fie implementat. Elaborarea acestui mecanism și aprobarea acestui mecanism este o reușită importantă, având în vedere că suntem în plin proces de implementare a Convenției de la Istanbul. Altceva care am vrut să menționez, la moment, Ministerul este în proces de elaborare a unui foi de parcurs pentru implementarea prevederilor Convenției și mizăm foarte mult pe suportul tuturor actorilor în vederea prevenirii, dar și eradicării fenomenului violenței într-o manieră eficientă și centrată pe interesele victimelor și supraviețuitoarelor. Sunt foarte multe lucruri de făcut, dar un element important este să nu fim indiferenți și indiferente. Să ne implicăm atunci când cunoaștem că ceva se întâmplă în casa vecinului. Să informăm poliția, asistența socială, rudele și prietenii și să ne asigurăm că am făcut tot ce am putut, ca abuzatorii să fie trași la răspundere, iar victimele să primească cele mai bune servicii necesare. Puterea noastră constă în unitatea noastră, iar eu sunt ferm convinsă că doar împreună putem asigura un prezent și un viitor de tuturor femeilor și fetelor din Republica Moldova. Această campanie reiterează necesitatea de a lupta pentru eradicarea imediată a violenței în bază de gen și pentru a crea o lume în care fetele și femeile se simt în siguranță. An de an, Republica Moldova se alătură la mișcarea globală, astfel afirmând angajamentele asumate de a asigura la nivel național prevenirea și combaterea fenomenului de violență împotriva femeii. Și vreau să vă zic că prin această campanie ne dorim să creștem gradul de conștientizare a fenomenului de violență asupra femeilor ca o crimă, să încurajăm ca fiecare persoană să devină un activist în prevenirea violenței față de femei și fete,
să mobilizăm actorii cheie în prevenirea violenței, să susținem organizațiile de femei în realizarea activităților de prevenire și eliminarea a violenței, să consolidăm suportul pentru serviciile și resursele financiare a tuturor actorilor din societate în susținerea și fortificarea sistemului de răspuns prompt la cazurile de violență, să promovăm femeile și fetele în poziții decizionale, să asigurăm reabilitare economică a supraviețuitoarelor, să promovăm toleranța zero față de violență împotriva femeilor și fetelor și a stereotipurilor de gen în societate. Și pentru final vreau să vă zic că împreună putem schimba destine și trebuie să fim uniți. Vă mulțumesc! Sunt foarte multe vieți omenești, nu doar aspectul vârstei femeilor, dar și a copilor și a întregii comunități. Pentru că acolo unde există multă violență în familie, multă violență în relație, toată comunitatea este dezorganizată. Pentru că atunci când noi normalizăm, justificăm, găsim motive și noi toate femeile care suntem aici, sunt sigură că noi toate am auzit. Mai întâi de gură și mai taci, așa este trebuit, așa e dacă ești prea mult vorbești, dar nu știi locul. Din grădiniță lucrurile astea sunt ei, mă zic, păi nu te place dacă ți-i împinge sau îți tragi din pădiță sau îți pune ceva, cred că vrei să tragi atenția asupra lui. Și când am fost acum la centru, mă gândeam la fetițele astea care erau cu alți copii în mână, în brațe. Pentru că violența fizică, domnul viceprimar a povestit cazul ăsta despre copii, despre doi băieții care au trecut prin violență. Un caz care noi nu știu ce s-a întâmplat mai departe în viața adultă acestor copii. Poate au depus mult efort să nu aibă violență în familia lor. Poate au luat aceleași tipare. Dar mă gândeam la fetițele astea care sunt în centru și noi în coaliție sunt 27 de organizații. Marea majoritate lucrează exact așa cum se lucrează și în instituții. Deci se oferă servicii de urgență, se încearcă pe cât este, cât este posibil după aia să ajute aceste fetițe. Deci dacă fetițele astea nu sunt ajutate cu copiii mici, ce se întâmplă după asta? O să fie foarte multă sărăcie, foarte multă violență, alcoolism posibil, multe consecințe pentru sănătatea mentală. Copiii ăștia o să iasă din sistemul ăsta general, care este favorabil pentru cei care au mult acces la resurse, da? O să fie și copiii defavorizați. O să multiplice această violență mai departe. Și, de fapt, chiar dacă fetele astea vin din familii violente și poate nu au avut violență fizică, dar pentru că asta este partea vizibilă care vedem de fiecare dată, aceste fetițe sunt victime de violențe sexuale și psihologice, cu siguranță, pentru că nu poate fi o fetiță de 14-15 ani liberă să aibă relații sexuale și să aibă maturitatea asta psihologică, da? Să aibă relații sexuale, mai ales cu un adult. Și aici, întorcându-mă înapoi la partea de prevenire, de care a menționat și Dominica, dar și doamna secretară de stat, este o statistică care spune că fiecare dolar care este investit în educație și în prevenire economisește nu știu câți dolari mai departe. Dar dincolo de aceste cifre, noi doar vrem în comunitățile noastre, în familiile noastre, să avem totuși oameni fericiți, oameni liberi, fetițe care îți merg la școală, care își aleg o carieră, care pot să călătorească, nu care sunt forțate să aibă grijă de copii, pentru că nu și-au dorit ele cu siguranță lucrul ăsta. Noi vrem femei care nu o să ascundă capul între umeri când o să vină acasă și nu o să-și răsufle ardent înainte de a intra pe poartă. Noi vrem copii care nu o să aștepte acolo în grajd că vine tata și mă bătezi băieței sau fetițe. Noi vrem polițiști care să meargă nu atât de des la cazuri de violență în familie, da? Dar să facă activități comunitare pentru copii, de siguranță la trafic sau urcarea fialte. Și multe, multe, multe alte lucruri. Cum a spus și mai devreme, este așa emoționant. Eu personal am oferit și asistență juridică și asistență psihologică, dar de fiecare dată orice caz de femeie care a trecut prin violență sau trece și noi știm că sunt foarte multe femei care nu spun. Eu sunt sigură că toate femeile din sala asta
cunosc direct o femeie care a trecut prin violență, deja nu mai vorbim de specialistele care au venit aici. Noi toate cunoaștem fete și femei care au trecut prin violență, fie că am fost martore, fie că sunt din cercul nostru apropiat. Pur și simplu, ori de acum ne resemnăm, de exemplu, o femeie în vârstă, nu de mult în povestea de 63 de ani și mi-a spus, știți, doamna Veronica, că pleacă în Italia la copii și nepoție. Nu vrea să se întoarcă înapoi. Deci ultima oară când a plecat, nu mai vrea să se întoarcă înapoi. Și am spus, fii cum, aici aveți grădină, casă, că ținea foarte mult la harmat, cum se spune la mea născut. Și am spus, nu mai vreau, atâta viața am trecut prin violență, atâta viața am fost bătută, înjosit, am în sfârșit, mă bucur de libertate. Și mi-a fost atât de trist, o viață întreagă, femeia asta a avut, nu și-a trăit viața. Acum, la 73 de ani, a început să se bucure de libertate. Acum, dacă lăsăm partea asta mai emotivă, care sunt prioritățile noastre, care ar trebui să fie prioritățile noastre pe termen scurt și mediu, una ce văd eu, și asta cred că o să am vorbit și cu colegii din coaliție de multe ori, că ar trebui să investim foarte mult în servicii care sunt bazate pe necesitățile fetelor și femeilor directe, dar să investim și dincolo de aceste servicii urgente. Unele fetele sunt care ies din centru. Urmează niște cursuri vocaționale, au o casă în care pot să trăiască fără să plătească chirie și servicii comunale. Noi acum, din cadrul coaliției, plătim foarte mult pe chirie și pe servicii comunale, pe mâncare, produse alimentare, pentru că nu se descurcă. O femeie care trebuie să închirieze, de exemplu, o casă și are salariul de 5.000 de lei și are doi copii la întreținere, nu se descurcă, nu poate. Deci asta este o parte care trebuie să ne gândim împreună cu autoritățile publice, locale, centrale, partenerii de dezvoltare. Ce facem, cum asigurăm noi drumul ăsta spre autonomie, cum încurajăm fetele și femeile, cum le ajutăm? Practic, la modul cel mai practic. Pentru că sunt bune activitățile de instruire, diferite activități de, nu știu, de networking, de comunicare și așa mai departe. Dar, în primul rând, trebuie să asigurăm una cu cuțitul deasupra capului, un job, o profesie, niște cursuri, niște bani, ca aceste fete să poată să fie, în primul rând, de libere financiar. Și doi, un accent probabil că de care noi vorbim tot timpul și mult timp și o să vorbim probabil și la anul viitor și încă mulți ani înainte, educație. Pe noi cum facem educație? Educație o facem din școală, din grădiniță, din familie. Atunci trebuie să introducem partea asta cu drepturile egale ale băieților și fetelor, pentru că, într-adevăr, suntem într-o societate unde sunt atribuite fetelor și femeilor niște roluri. Cum ar trebui să fie fata perfectă sau femeia perfectă? Răspădină bună, mamă ideală, copil? Înainte de căsătorie. Înainte de căsătorie, da, dar nu din căsătorie, finite, nu pașă au lucrurile astea. Băieții trebuie să fie autoritare, dominanță, ei să decide și să-și rezerve dreptul, da, de a educa în anumite cazuri. Educația, trebuie să investim mult în educație, dar în educația autentică. Să vedem unde și cum putem interveni în școală, în educație sexuală reproductivă, atâta timp vorbim despre educație sexuală reproductivă, obligatorie în școală, când noi avem atâtea mame, minore, și noi nu avem o educație adecvată în școală, în instituțiile de învățământ. Asta, probabil, trebuie să punem tot mai mult și mai mult accent. E accesul la sisteme, nu doar de justiție, sistemul medical, sistemul social. Femeile care au zbătit să treacă printr-un sistem de justiție medical, social și tot așa mai departe, sunt norocoase. Au avut noroc că au dat în instituția publică și asistenții sociale și psihologii de la Căușeni sau de doamna Ana Ștocu sau de alte femei sau de alte organizații, au avut doar noroc. Că le-au ajutat să treacă prin toate. Noi suntem oameni care avem toate capacitățile, toate abilitățile. Cât de greu este să treci printr-un sistem de justiție sau să mergi la agenții de servicii publice sau, nu știu, este greu, pentru că este așa se întâmplă, așa funcționează lucrul, mai ales dacă ești vulnerabil și ești victimă, devine mult mai greu. Din vari motive, ca să nu ne oprim acum la toate. Și asta trebuie să lucrăm și pe partea asta. Foarte multe lucruri bune s-au întâmplat, a fost ratificată Convenția de la Istanbul. Se lucrează pe partea de elaborare a unei hărți de parcurs. Ei, acum, treaba noastră este să facem ca tot ceea ce spunem noi teoretic, Convenția asta de la Istanbul, harta, toate politicile, toate strategiile, să fie lucrative.
dar pot fi lucrative doar dacă noi le facem lucrative. Și dacă suntem foarte sinceri cu noi, suntem foarte direcți, curajoși, foarte insistenți, să facem lucrurile să meargă. Sigur că violența este peste tot și asta nu mă gândeam zilele trecute și la fapt la conferință, că crizele energetice, războaiele, toate ce se întâmplă extern, ele se termină. Sperăm să termine cât mai repede războiul care îl avem în țara vecină. Crizele energetice oricum o să treacă, că eu firesc să rezolvăm lucrurile. Și la paradoxul că violența pe timp rămân, ori pe timp de pace, ori pe timp de război, oricum avem violență. Și de asta, ca să nu termin așa pe nota asta pesimistă și lirică, da? Eu cred că noi trebuie fiecare din noi să facem ca aceste politici publice, legi, să lucreze pentru noi, dar ele pot lucra doar dacă noi luăm atitudine. Și atitudinea se începe de la lucru simplu. Atunci când este hărțuită o fată sau o fetiță în public, atunci când avem comentarii misogine în mass media, atunci când se adresează o fată, o ascultăm și o credem. Și tot așa și tot așa. Și acest parcurs noi trebuie să-l susținem, noi trebuie să-l facem, nu altcineva. Pentru că sunt fetele și femeile noastre. Și noi suntem țara unde trebuie să ne respectăm fetele și femeile noastre și trebuie să le iubim și să le respectăm. Altfel nu știu cum o poate fi. Acest flagel se poate elimina doar uniți, doar cooperând. Și eu astăzi vreau să vă prezint mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie. Mă bucur foarte mult să văd prezenți reprezentanții autorităților locale, poliția, asistența socială, din câte am înțeles, și vrem ca această cooperare totuși să fie reală, să nu fie doar pe hârtie sau doar la nivel de discuții. Așa că vreau să vă prezint cadrul general și să vă zic că mecanismul acesta de cooperare intersectorială stabilește procesul de interacțiune între reprezentanții autorităților publice cu competențe în domeniu, în vederea instituirii unui sistem intersectorial eficient de cooperare în cazurile de violență în familie. Care este scopul? Scopul acestui mecanism constă în asigurarea protecției, siguranței și realizării drepturilor victimelor violenței în familie și eficientizarea mecanismului de monitorizare a agresorilor familiali și inclusiv la reducerea comportamentului agresiv al acestora. Mergem la obiective. Obiectivele ar fi foarte simple și aici o să vă dați seama că cooperarea e foarte simplă și ușoară. Trebuie să asigurăm o cooperare între instituții. Dar cum? Prin conștientizare, prin transparență, trebuie asigurarea înțelegerii să fie comună și să fie înțeleasă a scopului, a obiectivelor și principiilor asistenței și protecției victimelor violenței în familie. Trebuie să determinăm rolul și responsabilitatea tuturor actorilor implicați în platforma comună de cooperare. Și în ultimul rând, și cred că cel mai important, ar trebui să îmbunătățim mecanismul de raportare a cazurilor de violență în familie din partea instituțiilor de ordine publică, din partea structurilor teritoriale de asistență socială și referirea victimelor violenței în familie către servicii sau organizații specializate. Iar în cazul în care sunt copii implicați în violență de familie, atunci trebuie să înștiințăm și să anunțăm autoritățile tutelare locale. Aici vedeți o schemă, o organizare instituțională, ca să înțelegeți, la nivel central și la nivel local. Sus este Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Acest minister, această autoritate publică, are rolul de a coordona, a monitoriza și a colecta împreună cu
sau cu, prin cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, ca mai apoi să trecem la structurile teritoriale, aici cred că o să fiți foarte atenți, prin poliție, prin instanțele de judecată, prin birourile de probațiune și alte servicii sau autorități sau organizații. Cadrul de cooperare intersectorială reprezintă totalitatea acțiunilor întreprinse în vederea identificării și documentării cazurilor de violență în familie, înregistrării cazurilor, evaluării riscurilor de comitere, repetarea actelor de violență în familie, raportării cazurilor de violență în familie, referirii victimelor către serviciile specializate și, e important să ne referim și la agresor, supravegherea executării măsurilor de protecție, inclusiv prin monitorizarea electronică a agresorilor familiari. Avem intervenția multidisciplinară pe cazurile de violență în familie. Aici poliția să fie atentă. Sunăm la 112 în cazurile de urgență. După recepționarea apelului acestui serviciu, intervenția primară a poliției. După aceea, intervențiile specializate. Asistența juridică garantată de stat, referirea către serviciile specializate. Avem intervenția multidisciplinară pe cazurile de violență în familie, în cazurile de violență ce nu prezintă un pericol iminent pentru viața și sănătatea victimelor. Informarea victimelor trebuie să fie victimelor violenței în familie privind drepturile sale, ca să fie victima totuși informată despre ce drepturi are și unde se poate adresa, raportarea cazului de violență în familie, referirea către serviciile specializate și implicarea tuturor actorilor responsabili. Ultima etapă este colectarea datelor și monitorizarea mecanismului intersectorial. Avem nivelul local, merge spre nivelul raional prin colectarea datelor, raportarea datelor, apoi prin procesarea și raportarea acestora ca să ajungă la nivel, central, generalizarea datelor per sector, raportarea către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, elaborarea raportului anual pe care îl va face Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Aici este o schemă a mecanismului de cooperare intersectoriale în cazurile de violență în familie, redată la realitate. Cum ar trebui să fie identificată victima? Unde, cine ar trebui să vină să o ajute? Unde ar trebui sfătuită să meargă să ceară ajutor? Ce drepturi i-ar trebui? Și este o schemă, o schemă, să zic așa. Și e foarte interesantă, ca să o vedeți, dar cred că și o știți. Vreau să menționez din start pentru organizatori, pentru faptul că au ales să lanseze campania de 16 zile de activism potriva violenței partizan, anume Căușeni. Și pentru cei care nu cunosc, o spun cu lipsa de modestie că anume Căușeni, în Republica Moldova, la 25 septembrie 2009, eu sunt avocat care am mers în instanță de judecat și am obținut prima ordonanță de protecție pentru victime violenței familiei. Anume, din incinta Centrului de Drept în Căușeni, în Moldova au apărut prima ordonanță de protecție. După aceasta, bunele practici și experiența noastră a fost preluată și de alți colegi și le mulțumesc pe această cale că au găsit posibilitate și au venit la noi, au învățat, au luat acele experiențe și în prezent în Moldova este aplicată. După părerea mea, nu e insuficient dacă este aplicat și victimele pot beneficia de astfel de protecție din partea organelor de drept. Peste o an jumate, tot din încinta Centrului de Drept, prin intermediul Petro din Poliție Ștefan Vodă, la fel eu fiind avocatul, victimei a fost emis primul ordin de restricție de polițistul din statul Vișoara, raionul Ștefan Vodă. Colegii din coaliție, colegii practicieni știu despre această experiență și vreau să menționez doar următoarele. Atâta timp cât băieții și fetele nu o să fie implicate la justa valoare. Și practica mondială arată,
organizațiile feministe fără implicare eficientă și sistemică din timpuri, grădiniță, școală, institut de învățământ și societate, doar cu implicarea băieților și bărbaților putem obține acele rezultate pe care le doresc victimele. Ce ține de cooperare și coordonare. Vreau să menționez, și asta pot să vorbească nu eu doar, dar arhivele și documentele care sunt, începând cu judecătoria Ștefan Vodă și Anene Noi, acolo unde, de ce eu menționez asta, a fost posibil de eliberat ordonanța de protecție de instanță judecată doar în urma unei colaborări și parteneriat eficiente. Eu când am mers în instanță, am mers cu asistența socială, care a întocmit ancheta socială, primăria a întocmit materialul caracterizant, organul de poliție a luat lămurile detaliate de către participanții la acte de violență și a fost posibil eliberarea acestei ordonanțe de protecție, inclusiv și a ordinului. În concluzie, vreau să menționez următoarele. Este salutabil faptul de aceste 16 zile. Este salutabil faptul că noi ne implicăm plenar în aceste 16 zile. Dar să nu uităm că anul are 365. Și atâta timp cât noi nu vom fi atât de activi cum suntem în cadrul campaniilor, noi rezultatele scontate nu le vom avea. Încă o afirmare ca avocat practician. Să nu ne stăruim niciodată să luăm vreo decizie în locul victimei. Ea trebuie să fie permanent cu noi, trebuie să avem permanent cunoștința ei de cauză, cu respectarea totalitate a datelor de caracter personal și un aspect de bază este în lanțul violenței, că el nu poate eficient prevenit și combătut, este că încă insuficient este lipsa de coordonare și colaborare la nivel local, la nivel comunitar, pentru că deseori se mai întâmplă transpunerea de responsabilități și pasarea lor, dar vreau să spun în concluzie că noi să nu aud din partea, părerea mea, profesioniștilor, pesimism. Noi trebuie să fim un mesaj destul de clar, către comunitate și în primul rând către victime. Noi suntem mai puternici, noi trebuie să fim mai uniți și agresorii trebuie să știe din start că orice caz de violență, orice caz de inegalitate de gen va fi documentat, va fi sesizat, va fi investigat și agresorii vor fi penalizați, dar victimele vor fi asistate, protejate și ultimul apel către Fondul ONU pentru Femei. Să știți că s-a menționat și doamna reprezentantă, nu numai la nivel global, dar și în Moldova, eu afirm asta din avocat practician, cel mai slab segment în asigurarea asistenței și protecției victimelor eficient este sectorul de justiție. Dacă nu mă credeți pe mine, ridicați datele statistice și vedeți în câte cazuri victimele violenței familiei care au avut nefericirea să fie implicate prin procesele judiciare și de drept, câte din ele au fost asistate eficient de către un avocat responsabil, dedicat și care, într-adevăr, înțelege în profunzime actul de violență în familie. Dacă voi vreți, ca să implicăm lucrurile, fac un apel public această cale și sper că Fondul ONU pentru Populație să mă înțeleagă, nu pe mine personal, dar victimele, dați să facem, la nivel de Călușeni, un centru regional ca să fie audiate victimele în condiții prietenoase, în condiții să nu admitem revictimizarea lor și audierea de multe ori, pentru că unul din problemele de bază care victimele nu vor să vorbească, victimele nu vor să depună cereri sau depun cereri și ulterior retrag, anume în urma faptului că ele sunt audiate 2, 3, 4 mai multe ori. Dar de 2018 este controlul acela cercului. Știm din rădăcină asistența victimelor violenței în familie, pentru că am fost chiar și în audierea legală a copiilor abuzați sexuali și a victimelor violenței în familie. Am auzit că victimele violenței în familie sunt femei și copii. Am să neg acest lucru, nu doar femei și copii, sunt și bărbați. Sigur, mai puțin, nu știu de ce considere, poate că materialează, poate că stereotipurile că băieții ne plâne. Este ușinii ca băiatul și bărbat să vină și să declare cum e violenția în familie.
De fapt, statistica și cercetările ne demonstrează că cele mai des în Moldova sunt întâlnite cazurile de violență în familie, rândurile femeilor și copiilor. Da, o să dau dreptate. Dacă să luăm din o cercetare de 2018 până acum, centrul maternal a stat peste 1400 de victime de violență în familie. Din 2008 până prezent. Sunt 14 ani. Cred că nu numai 1400, dar doar centrul maternal, dar sunt și alte centri, și Chișinău, și Drogia, și alte. Deci ești, de când mă lor, depășește. Comun de nou. Vreau să menționez un caz de succes în reabilitarea victimei este atunci când este o comunicare intersectorială, o comunicare cu toți actorii implicați. Atât Direcția Asistență Socială, Asistență Socială Comunitară, Inspectoratul de Poliție, Medicină, da? Spitalul Reanimal, tot implicat, împreună. Vreau să zic că, adică și să menționez faptul că noi avem o comunicare foarte fructuoasă cu Inspectoratul de Poliție încă de 2008. Noi nu avem buton de alarmă la centru. Noi suntem asigurați doar cu un gard care este asigurat tot de poliția de asfalt de violență în familie și vreau să-i mulțumesc foarte mult. Dar poliția ex-prompt acționează și reacționează la situația de violență în familie în caz că este în ograda noastră un agresor. Dar cred că ar fi necesar fiecare centru care asistă victimele de violență în familie să aibă un buton de alarmă sau chiar și camere de supraveghere. Pentru că aici se află atât angajații cât și beneficiarii centrului. Important este să nu lăsăm victima violenței în familie să fie singură, ea și cu toate problemele ei, să fie ascultată, auzită, înțeleasă și să nu fie judecată, criticată pentru ceea ce îi se întâmplă, pentru că ea este una singură. Ea are nevoie de ajutor și susținere. Am vrut să dau un exemplu, că am realizat niște activități pe anul, hai să spunem, vreo 3 ani urmă. În proiectul, pare-mi să doamna Magafiel, era în proiectul ăsta Eu Pot, da? Unde femeile erau, nu o să numesc localitatea, erau chemate la o activitate. Despre prevenirea și combaterea violenței în familie, care sunt formele, care este planul de siguranță și mai departe. Unii la sfârșit de activități primeau și câte un pachet. Și întrebam, cum tu ai combătut violența în familie? Era o doamnă deja peste 60 de ani. Păi, sincer să spun, eu la niciodată am murit. Iată, profil s-a finisat violența. Adică, poate că el a avut nevoie de asistență până la decedat. Persoană. Adică fiecare să-și aibă calea lui de viață. Pare puțin așa și cu glumă, dar este serios. Ca să nu avem așa cazuri, cred că este bine să fim acolo cu aceste femei la timpul potrivit. Ca provocări, ceea ce avem acum, la moment, reintegrarea beneficiarului după plasament. Da? Da, este bine când beneficiarul are resurse externe, fie familia, rudele, familia biologică, vărgită, dar sunt beneficiari care nu au pe nimeni. Și atunci când dimineți ca localitate sau, nu știu, la o chirie, adică este mai complicat și este mai greu de ajutat. Iată, ce facem noi aici, ca Direcția Asistență Socială, poliție și așa mai departe. O altă problemă s-a escat acum în ultimii ani. Asistența victimelor violenței în familie, care deja sunt dependente de alcool. Dar am avut cazuri, da, sunt mai rare când erau dependente de alcool și noi am ajutat-o și a ieșit din dependența de alcool. Era și victima violenței în familie, care la moment, deja de 14-15 ani, nu mai abuzează de alcool și cu niște copii și nu mai suferă de violență în familie, dar este foarte dificil.
să ofere asistența psihologică victimei atunci când ea este în dependență alcoolică. Este nevoie de dezalcoolizare, tratament, după care să vină un adăpost și asistența psihologică, socială, juridică, complexă, oferită. Eu vreau să zic că noi avem un management de caz și ține de asistența victimei violenței în familie, pentru că la noi, într-adevăr, se lucrează și poliția, și direcția asistența socială, pentru că asistența socială comunitară îl cunoaște totul despre beneficiară și despre victime. Și ea este identificată, ea este referită și nu o să minte nici doamna Golanda, pentru că, într-adevăr, victimele se identific, se referă la centrul și serviciile specializate. Probleme sunt multe, dar cred că în comun și împreună noi vom reuși. Stimați membri ai Guvernului, am onoarea să vă salut, stimați colegi, sunt reprezentanta Inspectoratului Poliției Mocșani, mă numesc Lilia Scrine, sunt ofițer principal în cadrul secției Securitate Publică a Inspectoratului Poliției Mocșani. Astăzi am avut și amenirea de a prezenta anume fenomenul violenței în familie, prevenirea și combaterea acestui fenomen. Să știți, cum a spus și domnul Vorocean, 16 zile sunt foarte benefice, este o campanie foarte mare la nivel național, cred și internațional, dar să știți că noi, angajații poliției, suntem 365 de zile în această campanie mare de prevenire și combatere, contracararea fenomenului violenței în familie. Noi, polițiștii de sector, agenții constatatori, sunt acei care permanent nu este zi, vă asigur că nu este zi, nu fie chemare de la 112, de la persoanele care au nevoie și necesită suportul poliției atunci în cazurile de violență în familie. Sigur că noi, poliția, ne bazăm mai mult pe statistică și pe domeniul prevenirii, dar să știți că o să vă demonstrez în prezentarea de astăzi că 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, noi o facem permanent. Eu vorbesc doar din nivel de Inspectoratul de Poliție Căușeni. Noi numai în acest an am avut demarate campanii de informare cu voluntarii noștri din cadrul liceului teoretic Ion Creangă, unde copiii voluntari care sunt angajați ca voluntari cu certificate în cadrul inspectoratului, mergem pentru a preveni acest fenomen în instituții de învățământ. Să știți că, ca și în toate structurile, polițiștii de sector, avem foarte multe locuri vacante, funcții vacante. Ca și în alte structuri, migrează angajații. Și este foarte greu atunci când vin un angajat a poliției, trebuie să meargă la o instruire de 6 luni, vorbesc de un subofițer de sector, unde în cadrul Academiei de Poliție, Centrul Național de Ține de Informare a Angajaților de Poliție, studiază acest fenomen, prevenirea și combaterea violenței în familie. Și vreau să vă spun că sunt și eu un membru acestui centru, pentru că sunt în calitate de formator și permanent deja de 2 ani formez acei angajați de poliție pentru documentarea, prevenirea și contracararea fenomenului violenței în familie. Ce ține de audieri publice progrese, înregistrate și în perspective de viitor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Harta interactivă a cazurilor de violență în familie am făcut-o așa, după numărul de cazuri și a contravenției ceea ce ține de raionul Căușeni. Noi, raionul Căușeni, putem să spunem că suntem un raion cu o populație bogată, cu cetățeni mulți, și mai avem și un specific, suntem în Medești cu regiunea Transnistreană, care este o problemă foarte mare atunci la documentarea cazurilor de violență în familie, când agresorii pleacă în regiunea Transnistreană și este foarte greu de depistat. Asta ne dă foarte mari bătăi de cap. Aici, în harta ceea ce ține de cazuri de violență în familie, le-am spulat cu punctușoare roșii, unde sunt, unde au fost înregistrate sesizările, unde au fost documentate cazurile de violență în familie, contravenții în domeniul dat. Statistica ceea ce ține de contravenții, haideți să spunem puțin, să mă refer la perioada pandemică, știți că atunci poliția, iarăși noi ne-am confruntat cu cazurile când, fiind agresori, fiind caz de violență în familie, ei erau în autoizolare la domiciliu și nu știa poliția ce să facă, cum, în care parte să ducă atât victima cât și agresorul. Dar noi, așa e specific, polițienesc, ne depindem cu toate, încercăm să ieșim din toate cu succes, cu
neîncălcarea legislației. Aici merge vorba de contravenții 2019-2020, vedem că este într-un an în creștere, într-un an în descreștere. La moment avem 18 contravenții documentați pe articolul 78-prim, ce ține de domeniul sfera relațiilor familiare. Și infracțiuni iarăși de nou, dacă în 2019 infracțiuni înregistrate, vorbesc de 10 luni ale anului curent, faza 7 de infracțiuni, anul acesta sunt 28. Dinamica infracțiunii de violență în familie, comisie total, sunt la moment 28 de infracțiuni. Cu părere de rău, o spun că este o situație foarte critică, cred că nu numai Raion, dar și pe întreaga Republică, avem două cazuri soldate cu deces în sfera relațiilor familiare. Și asta este foarte, eu cred că este foarte rău. Ceea ce ține de violența familiei este o schemă, așa, un tablou redat la infracțiuni grave, deosebite grave, cauzare leziunilor medii, ușoare, neînsemnate. O problemă, vreau să spun, chiar astăzi dimineață vorbind cu șeful, o problemă este abuzul sexual față de menori, față de fete. Nu știu cum să o spunem ca să fie mai clar. Avem o creștere foarte mare, nu spun procentul pentru că este foarte, o cifră foarte drastică. Sunt undeva la 300% creștere la infracțiuni comise către menori, ceea ce țin de abuzul sexual. Producerea infracțiunilor în bază de gen comise în sfera relațiilor familiare sunt victimele ale infracțiunilor și victimele ale contravențiilor. Iarăși, din nou, este o schemă, așa, le-am redat câte infracțiuni, câte contravenții, prin procentaj. Să știți că până în anul 2017, polițiștii de sector, nu pot spun că 24 de ori câteodată era prea mult pentru emiterea ordonanței de protecție. Iată, în ajutor ne-a venit ordin de restricție. Sigur că aici când o să merge vorba de ceea ce ține de probleme cu care ne confruntăm, o să avem și noi careva. Asta sunt doleanțele polițiștilor din sector atunci la emiterea ordinului de restricție. Sunt foarte multe blancuri. Să știți că parcursul unei chemări 24 de ori putem să avem și 24 de chemări a violenței în familie și când merge vorba de documentare și întocmirea unor acte, este foarte specific pentru că la o chemare se reține 2-3 ore pentru a întocmi toate actele normative. Am spus că ordinul de restricție ne-a venit foarte bine în ajutor atunci când polițistul de sector vine la fața locului, aplică în dat acest ordin de restricții, emite acest ordin de restricții și referă victima prin acel fișă de referire către organele competente responsabile de prevenirea și combaterea fenomenului violență în familie. Avem eliberarea ordinului de restricție în privința agresorilor familiari 2022, până la moment avem 283, în 2020 am avut 387. Adică am făcut o referință, o statistică de a vedea că adică ordinele de restricții sunt întocmite, sunt emise, dar poate ele poate să fie mai multe, dar câteodată victima nu chiar declară în acel chestionar care este pus la dispoziție și atunci întrebările care sunt puse de polițistul de sector, nu tot timpul victima le spune corect. Și poate asta este și, adică ordinele de restricție avem numai 283. Ce ține dinamica ordonanțelor de protecție supravegheate de poliție? Aici, iarăși, din nou, noi, angajații poliției, ne confruntăm, adică discutăm cu colegii noștri din teritoriu și ne confruntăm cu problema la ceea ce ține de cerere sau demersul emis în instanța de judecată la aplicarea ordonanței de protecție. Doar instanța de judecată acceptă cererea și demersul persoanelor victime și nici ca cum nu angajaților poliției care au documentat și care ei sunt constatori, agenți constatatori, care constat că într-adevăr în familia dată este necesitate de emis ordine de restricție, dar nu tot timpul victimele se deplasează către instanța de judecată, nu tot timpul victimele doresc să depun acele cereri sau demersuri pentru a emite ordonanța de protecție. Doar numai în cazurile când persoana este în incapacitatea de a se deplasa, atunci deja agent constatator, polițistul de sector, merge către instanța de judecat. Restul victimelor, adică instanța de judecată, ne le respinge. Asta cred că este o doleanță și o problemă a polițiștilor din teritoriu.
Să știți că avem și ordonanțe de protecție încălcate, avem pornite urmărire penală, cercetări de încălcare ordonanțelor de protecție, dar sunt mai puține, din an în an, adică încălcarea ordonanțe de protecție sunt mai puține. La moment avem 33 de ordonanțe de protecție supravegheate, femei, copii, avem ordonanțe de protecție 10-40%, femei, dar să știți că avem și victime bărbați. Avem la evidență nominală, conform ordinului 60 de către polițiștii de sector, agenți constatatori, sunt în dată, atunci când este emis ordin de restricție, în dată se ia la evidență nominală pentru măsuri de prevenire a agresorului. Da. Soții, adică soțiile, soții, da. Soții și concubine, adică aici este jumătate la jumătate, avem și concubine, o bună parte sunt concubine. Sunt cazuri și copii, da, asta și era, eu știu că mare majoritatea bărbaților, și puțin din statistica mea, din practica mea de lucru, erau bărbații agresați, erau agresați de către copiii lor adulți, erau vârste, de asta eram copiii, nepoții, da. Asta este un caz două, dar mai mult sunt concubinele, femeile, adică soțiile sau concubinele. Partenerii de cooperare, avem Inspectoratul General de Poliție care pun la diferite dispoziții ordine. Sigur că în 2021-2022, implementarea conceptului rețeaua de formatori, au fost formați în cadrul Inspectoratului nou formatori care au desfășurat ateliere de instruire la nivel regional, teritorial, cercetări de prevenire și combatere violenței în familie. Campanie, fiind campania violența în familie, vrem o viață fără violență, violență fără cotare, fiind demarat de către copiii din cadrul liceului teoretic Ion Creangă. Avem, adică, pe parcursul anului avem foarte multe campanii demarate de către angajații inspectoratului, unde mergem în teritoriu, ducem discuții atât cu agresorii cât cu victimele și informarea, sigur, la nivel de cooperare. Dumneavoastră ne-ați spus de mecanismul intersectorial, mi este foarte cunoscut, pentru că în 2014, atunci când a fost emis hotărâri de guvern 270 privind implementarea mecanismului intersectorial de cooperare, diferirea copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți, păi iată, este cam aceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră, să știți că o bună parte din mecanismul acesta deja polițiștii îl implementează la nivel teritorial. La nivel instituțional avem, adică, problemele care sunt prioritățile, tot ceea ce s-a vorbit. Vreau să spun că avem o conlucrare foarte bună cu specialiștii din cadrul Direcției Asistență Socială, Centrul Maternal Pro Familia, toate centrele care sunt la moment își desfășoară activitatea în raionul Căușeni. Dacă anii precedenți, până la 2016, fiind niște probleme, că de ce trebuie eu să ies, clasez asistent social, dar și amui și nu sâmbăt și nu duminic, acum acest stereotip gata s-a exclus și practic ne înțeleg atât asistent social cât și asistență medicală. E sigur că mai este loc încă mult, este loc încă mult, dar muncim. Într-o asta este și... O să vedem mecanismul intersectorial referit la caz de violență în familie. Vă mulțumesc pentru atenție. Am fost hotărât de guvern 170. Ținem de violența familiei, adică am lucrat asupra acelui mecanism. Este binevenit că este alt mecanism. Vreau să spun că, într-adevăr, pentru lucru cu victimele, este o provocare atunci când în cadrul Direcției Asistență Socială nu avem un serviciu. Anterior era un specialist în problemele șaselor egale. Acum ar fi de dorit să fie un serviciu ca atunci când victima este și în serviciu să fie și un psiholog, și un pedagog, și un jurist, ca să-i poată acorda toate serviciile și ca victima să înțeleagă și să ia o decizie corectă privitor la situația în care se află, ar fi bine de gândit la un serviciu în cadrul direcțiilor de asistență socială. Mai departe aș vrea să vorbesc cu privire la referirea victimelor în serviciile specializate. Astăzi am auzit aici
atunci când victima merge în serviciu, beneficiază de servicii, după care revine iarăși în comunitatea, în familie din care a plecat. Corect, noi, Direcția Social, monitorizăm cazul, dar de multe ori se întâmplă că victima, peste o perioadă, iarăși necesită aceleași servicii specializate. De aceea aici ar fi bine să ne gândim ca să fie iarăși o continuitate, ceva pentru aceste victime, ca să nu se mai întoarcă la situația din care au, le-am referit către servicii și să nu, mai, să nu se repete problema la care au fost. Și ultima ce aș vrea să spun, că de multe ori ne întâlnim cu faptul că atunci când raportăm cazurile de violență, este o diferență între numărul prezentat de Direcția Asistență Socială, de medicină și de poliție. Iată și aici, poate este necesar un raport unic pentru toate structurile, că atunci să nu nimerim situația când nu coincid datele într-același raion prezentate de toate trei structuri.